deținut ieri o femeie de 37 de ani în municipiul Galați. Aceasta era complice împreună cu alte persoane încarcerate în penitenciarul Galați și, folosind metoda accident, au înșelat mai multe persoane vârstnice cu vârste cu sume de bani cuprinse între 1.000 și 17.000 de lei. Concret, cum acționa ea? Aș vrea să, în urma percheziției domiciliare efectuate tot ieri la municipiul Galați, colegii mei au identificat la domiciliul acesteia suma de 24.000 de lei, sumă care a fost reținută în vederea continuării cercetărilor. Cum acționa? Mergea pe la poștă? Cum făcea? Persoana, în cauza la indicațiile altor persoane din penitenciar, mergea la poștă și ridica sume de bani trimise de persoanele în vârstă ca urmare a folosirii metodei accidentului. A fost arestată? Este arestată pentru 29 de zile, cercetările fiind continuate în vederea documentării întregii activități infracționale.